Ave PNL, fumătorii, alegători, te salutant, sau neomarxizare a liberalilor. Am citit undeva că mama Kai Man, soția marelui scriitor, o femeie foarte inteligentă și spirituală, observă că atunci când soția lui bolnavă de plămâni pleacă la Davos pentru un timp, soțul devine melancolic cu moderație. Descoperă acum când toată lumea se jertfește pe altarul vacanțelor pentru copii, nu pentru noi. Să meargă și ei la mare, că e sănătos. De acasă, de pe bancheta pe care stau, că cel mai productiv lucru pe care îl pot face e să fiu melancolic cu moderație. Am și eu o melancolie moderată în legătură cu vremurile în care se trăia în rânduială. Când eram cu toții mai săraci, când mama întorcea gulerele uzate de la cămașa tatei, când mai cosea câte un nasture, iar oamenii stăteau la taclare. Era pe atunci o anume bună cuvință a traiului. Oamenii nu doar vorbeau, ci trăiau acel dialog cu instinctul comuniunii rânduite. Mă gândesc la rânduială și la rânduiel și de pe ecranul televizorului simt cum mă scuipă în față, așa zis, liberal, otrăviți până în ultima celulă de slugere lui Băsescu și acum, prinși de morbul neomarxist. Numai astfel de indivizi rezultați după ce liberalismul vopsit din care oamenii sistemului au extras complet sintagma național, puteau, după ce au falimentat în ultimul an peste 40.000 de firme prin taxele impuse de premieri urmași ai brătienilor, să ceară mărirea impozitului pentru fumători, dar și pentru alte categorii de oameni, adică tocmai pentru aceia care corespund perfect profilului electoratului PNL. Numai asemenea gen de liberali decăzuți se luptă să nu cumva să elimine excepțiile de la impozitarea etiștilor, oameni care câștigă de 10 ori mai mult decât cei din construcții. Bașca faptul că etiștii nici măcar nu vor vota vreodată liberalii, fiind structural useristo-trotinetiști. Ca să nu mai vorbim despre PSD, care s-a transformat până la greasă în servantul îngenunchiat al Ursulei von der Leyen. A scăpat și de ultimii intelectuali, a uitat de familia tradițională și și-a pierdut și ultima fărâmă de naționalism sau apărarea suveranității României. Are dreptate Rareș Bogdan în afirmația lui despre cei mai luminoși indivizi din PSD care îl înconjoară pe domnul premier. M-a convins de asta la întâlnirea domnului Ciolacu cu Victor Orban. Pe fundalul imaginii, o bibliotecă fără nicio carte, semnal prețuirii nelimitate pentru cultură. Până la urmă s-a ajuns la realitatea dură a sloganului străzii. PNL, PSD, aceeași mizerie. Baza înțelegerii fratricide a celor două mizerii este vizibilă. Ambele partide atacă proprietatea privată, antreprenorii și, în general, pe cei care muncesc, fiindcă se trag majoritatea din lumea postcomunistă perpetuată a bugetarilor fericiți. Cazul liberalului Ludovic Orban, ajuns în fruntea PNL, premier al României din partea liberalilor și care a fost angajat toată viața la stat, este edificator. Și atunci cum să se mai aștepte cineva să fie dați afară cel puțin 100.000 de bugetari angajați de ambele partide în ultimii ani și care, așa cum se știe, taie frunză la câini? Cine să anuleze voucherele pentru bugetari sau facilitățile pentru aitiști? E mai simplu să crească TVA și să introducă taxe noi pentru cei care muncesc. Suntem plebea în țara în care nu răspunde nimeni pentru nimic. În lumea care nu știe cum și de ce și în ce anume este angajat poporul de către cei aleși. Aleși să ne reprezinte, să ne consulte, ca în Elveția, prin referendum în legătură cu deciziile majore, nu să fie stăpânii noștri. Trăim într-o totală lipsă de transparență. Nimeni nu ne consultă, să nu ne dăm seama că Banca Mondială sau pe cei care, la care ne-am îndatorat, nu interesează de unde plătește țara datoria. Pe ei interesează doar să-și ia banii înapoi. Vom arăta curând ca un spital de nebuni condus de metrosexuali progresiști care încearcă să ne alinieze ordinelor absurde ale unei von der Leyen. Deocamdată se va scumpi tutunul, apoi ni se va interzice fumatul, ca apoi să ne se impună cannabisul. Dar cui să te plângi?
Ce să le mai spui oamenilor care pleacă sfios capul și se așează în genunchi, așteptând noi ordine? Acum abia îl înțeleg bine pe Beckett, care spunea că evită să vadă oameni, fiindcă nu știe niciodată ce să le spună. Cui de la Bruxelles îi pasă că s-au angajat 15.000 de clienți politici la stat anul trecut, care ne costă în jur de 1 miliard de lei în mandatul liberalului Ciucă, nu tot în mandatul lui de premier liberal, numărul de secretar de stat a ajuns la 200, nu în mandatul lui de urmaș al lui Brătianu s-a înființat Centrul de Reziliență Euroatlantică, unde s-a adăpat majoritatea presei cu minți, și nu tot în mandatul lui s-au mărit salariile bugetarilor? Cum au zburat în vânt cuvintele lui Helvig? Cred că un naționalism moderat, echilibrat, ar trebui reasumat, redefinit și recultivat și de cei care au gândire democratică și echilibrată în statele occidentale, inclusiv în România viitorului. Helvig cuvânta la Cluj, iar domnul Bolojan se întâlnea în taină la Oradea cu Maia Sandu. Întâlnire nedezlușită niciodată, sau poate că ni se releva acum aceasta, când pe ușa din dos a fost înscăunat la Ministerul de Finanțe domnul Marcel Boloș, omul impus de celebrul Bolojan, din câte se povestește, deveni ca atâția alții piesă grea a userismului neomarxist infiltrat în PNL. Delinventul Florin Câțu, altă piesă useristă, a reușit să împrumute numele României sume uriașe, despre cheltuirea cărora n-a dat niciodată socoteală. Acum țârcovnicul neomarxist Boloș încearcă să returneze banii prin birurile prin care au distrus ei, liberalii, sectorul IMM-urilor, mai rău decât Căveși și Coldea la un loc. Am un sentiment amar al distrugerii privind spre PNL. Îi văd sub bagheta magică a mult lăudatului Bolojan intrat în solda sorosismului neomarxist și al adepților acestuia, tăcuți deocamdată, via Maia Sandu. Parcă îi văd la remorca USR, susținându-o pe doamna Căveși la președinție, în aplauzele lui Dacian Cioloș. Mișcarea e, orice s-ar spune, foarte inteligentă. Decerebrarea și depersonalizarea PNL prin privarea liberalilor în a susține valorile fundamentale ale poporului român, familie, tradiții, ortodoxie, naționalism, suveranitate, mișcare care a dus la ce vedem acum, la întărirea AUR și la transferarea acestor valori altădată liberale spre George Simion și partidul lui. Rezultatul? AUR a depășit PNL în sondaje. Miza este de a alătura forțat PNL sub aripa USR, cu un PMP, partid de ciolan, care așteaptă de obicei pleașca, a fost simplu. Dar iată că statul subteran a reușit și cu ceea ce a mai rămas din ceea ce a fost odată partidul brătienilor. Când lumea face planuri de concedii fastoase în locuri scumpe de pe pământ, de care e deja sătură planeta, de generații, simt un fel de melancolie moderată, care se datorează mai ales faptului că încă mai există locuri în care să pleci pentru câteva zile și în care e posibil să nu întâlnești niciun cunoscut. Contrar faptului că cei care mai citesc fac asta pentru a găsi în cărți acea lume în care lucrurile sunt de netăgăduit, o lume a rânduielii, aduse celui ce citește cu o concretețe care îi conferă acea siguranță tot mai greu de găsit în viața reală, există și cărți pe care le recitești tocmai că îți reamintesc de nesiguranța și pericolul nebuniei generalizate, care seamănă flagrant cu ceea în care noi ne afundăm acum. E o lume din ce în ce mai tristă, din cauza unor domni foarte bogați, niște monștri adunați la Davos, care s-au gândit că le-ar fi lor mai bine dacă ar încerca democratizarea valorilor umane. Valori asumate de lume de mii de ani se distrug cel mai bine prin introducerea cu forța, sub amenințarea fricii, a așa zisei democrații, acolo unde nu este locul, fiindcă democrația, dimpotrivă, nu poate fi decât singura garanție că toate aceste valori nu vor fi călcate în picioare. Zbor deasupra unui cuib de cuci, de Ken Casey, este un roman valoros, fiindcă o mare de oameni ca noi, puțin, mulți, ne regăsim în două dintre personajele principale din ospiciul în care se produce acțiune. Unul este Chef Brompton, un indian cât un munte despre care se spune că ar fi surdomut. Bineînțeles
El nu este așa, iar atunci când va începe să vorbească despre toate cele auzite de el de-a lungul timpului în spital, va deveni la fel de important ca celălalt personaj care ne seamănă multora dintre noi, McMurphy. El este rebelul care dă totul peste cap și întoarce pe ceilalți pacienți mai mult sau mai puțin legume împotriva șefilor și regulilor absurde din spital. El le aduce acolo unde n-ar fi fost posibil jocurile de noroc, pariurile, ieșirile pentru distracție în afara ospiciului, ba chiar îi determină pe doctor să fie de acord cu el. Creează un mediu în conformitate cu ceea ce crede el că ar trebui să existe într-un loc unde se dorește ca oamenii să fie liberi și să se facă bine într-un final. Privită sub această lupă a realității, Europei de astăzi, zborul asupra unui cuib de cuce al lui Ken Casey este o poveste care ar fi putut deveni reală în orice moment în prezentul românesc dacă liberalii rămâneau liberali. Un erou de proporții supraomenești încearcă să reintroducă respectul de sine și simțul individualității într-un grup de dezmoșteniți, înfrânți și lipsiți de personalitate. Cartea și filmul făcut după aceasta descrie un conflict simbolic între bine și rău, între dorință și abstinență, individ și autoritate. Un coșmar kafkian al omului normal închis printre nebuni. El este o alegorie politică a revoluției împotriva autorității, caracteristică americanilor 60, după cum spunea J.J. Dawson în 1975. Un astfel de erou putea să fie în România de azi Partidul Național Liberal. Dar cum suntem în țara lui NAFO să fie, în curând vom constata dispariția acestui partid în care atâta lume și-a pus speranță.